Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la o nouă pastilă de lectură și azi, așa cum v-am obișnuit în ultimul timp. Astăzi vom vorbi despre René Guénot și despre procesul inițierii, despre cărțile lui René Guénot, apărute în colecția Filosofia Perennis la editura Herald și l-avem alături de noi și astăzi pe domnul profesor Vasile Zecheru, coordonatorul colecției Artă Regală din portofoliul editurii Herald. Eu am să vă prezint foarte repede și cărțile din colecția Filosofia Perennis, cărțile lui René Guénot. Este vorba despre Autoritate spirituală și putere temporală în colecția Filosofia Perennis. De asemenea, René Guénot, metafizică și cosmologie orientală. Lumea modernă, tot în colecția Filosofia Perennis. René Guénot, simbolismul crucii. Nu uitați, toate aceste cărți până pe 20 aprilie au o reducere între 20 și 40%. Le găsiți pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro. René Guénot, introducere generală în studiul doctrinelor hinduse. Și domnul profesor Zecheru mai are câteva cărți mult mai vechi din colecția Filosofia Perennis, pe care le poate arăta la cameră. Pe parcursul intervenției noastre. Domnule profesor Vasile Zecheru, cine a fost René Guénot? Ce ne puteți spune despre personalitatea acestui om care, prin gândirea lui, a schimbat cumva cursul ideilor filozofice și nu numai al ideilor filozofice în istoria gândirii umanității. Cine este René Guénot? Bună ziua, în primul rând. M-am bucurat că ați fixat această temă cu inițierea, așa cum o vede Guénot. Și îmi face plăcere să vorbesc despre aceste lucruri. Tema este esențială. Revenind la întrebarea dumneavoastră cu Guénot, Guénot a fost un... este greu de încadrat ca personalitate. A fost un gânditor, să-i spunem așa, generic. Nu putem spune nici că a fost savant, nici că a fost filozof, nici că a fost ezoteric, nu putem spune. El însuși n-ar fi acceptat asemenea titulaturii pompoase, pentru că era un om de o simplitate covârșitoare. A fost, în schimb, un intelectual care a dovedit o asiduitate absolut nelumească pentru acest subiect, aproape că exegeții lui spun că a avut o misiune cumva să aducă în secolul 20 toată această cunoaștere despre profunzimile spirituale, așa cum sunt ele presărate în cultura sapiențială a umanității. La 18 ani a plecat din orașul său natal, din Blois, pe Valea Loare, e un oraș superb. A plecat la Paris pentru a se pregăti pentru Politehnică, mai precis pentru a se pregăti în matematici. A abandonat repede, în schimb, matematicile. După vreo 2 ani îl găsim în cercurile ezoterice conduse de Papius, un personaj special din acel început de secol 20. Îl găsim apoi foarte preocupat în acest deceniu de foc, cum l-am numit undeva într-o prefață al pregătirii sale din 1904 până în 1914, când a început războiul. A fost pentru el un deceniu al căutărilor inițiatice. A fost inițiat în foarte multe doctrine ezoterice, în hinduism, în taoism, în masonerie. Apoi, în 1912, este inițiat în sufism, un ezoterism islamic. Islamic, da.
Aceste căutări ale lui sunt absolut fabuloase. La 23 de ani scrie un studiu, Demiurgul se numește, cu tremurător. Aproape că este programul lui de viață în tot acest domeniu. La 23 de ani avea o claritate a mentalului care ne face cumva să ne gândim la faptul că a avut experiența iluminării și că neurofiziologia creierului său s-a schimbat radical după acest eveniment. Vine războiul, el era reformat, nu avea o sănătate prea solidă. După război, nimic n-a mai fost așa cum era înainte. Multe dintre preocupările acestea ezoterice au dispărut. Lojile masonice și ele au intrat în adormire, mulți dintre frați au murit pe front sau, mă rog, au pierit din alte condiții. Cert este că nici Guénon nu mai este preocupat de acest domeniu. Este preocupat, în schimb, să-și scrie cărțile sale. În 1921, mi se pare, îi apare prima lui carte, Introducere generală în studiul doctrinelor induse. Arătat-o și dumneavoastră. După care, până în, timp de 10 ani, până în 1931, își scrie cărțile. Și după aceea este preocupat. Însă, în 1931, intervine un eveniment, o fractură, pur și simplu de neînțeles cumva din afară. Se mută cu arme și bagaje la Cairo și își trăiește restul vieții în islam. În 1931, timp de două decenii, în paranteză fie spus, a fost căsătorit cu o doamnă care era în religia catolică. Nunta lui era, deși era inițiat în sufism, a fost o nuntă catolică, nu are copii cu această doamnă, doamna moare din cauza unui accident de sănătate. La Cairo se căsătorește cu fiica unui prieten, să-i spunem, maestrul său din acea vreme, are trei copii și trăiește la Cairo ca un musulman veritabil. Nu este preocupat să ia legătura cu lojile masonice din Cairo, deși existau asemenea ateliere deschise, frecventate de către intelectuali crescuți în Occident și localnici, dar el nu se arată interesat. Ține o corespondență viguroasă cu revistele la care colabora, trimite cu regularitate articolele sale, scoate pe timpul vieții un număr de vreo 17-18 cărți, după care cei care i-au continuat opera adună din articolele lui, le grupează tematic și mai scot încă vreo 8-9 cărți pe această temă. Prima carte despre inițiere, dacă îmi permiteți, m-aș opri aici cu bibliografia, nu este nimic spectaculos. Lui, dacă doriți să revin. Poate că un lucru ar mai trebui menționat și anume că a avut o relație absolut specială cu doi români. Trei, dar doi dintre ei au fost chiar ucenicii lui. Unul este celebrul Vasile Lovinescu, care impregnat cu metodologia ghenoniană pur și simplu a uimit lumea culturală și spirituală din țara noastră când a început să-și publice cărțile cu interpretările lui, dar interpretările vin din această maestrie ghenoniană. Mecanismul acesta de a vedea simbolurile, de a le interpreta și l-a însușit de la Guénon. Cel de-al doilea ucenic este Michel Vălsan, un român stabilit la Paris, care i-a și continuat, a fost lăsat continuatorul lui și s-a și-a dus la capăt misiunea cu o nobilă. Ne arătați o carte. Vă arăt și cartea lui Michel Vălsan, Omul Universal, da, tot în colecția Filosofia Perennis. Excepțională carte.
Cel de-al treilea este Marcel Avramescu, care în perioada interbelică, prin anii 33-34, mi se pare, a scos revista Memra, o revistă ezoterică, cu conținut ezoteric, în care, atenție, publica și Mircea Eliade. Și Mircea Eliade putem spune că a fost ucenicul, cumva, al lui Guénot. Dar Mircea Eliade, ajungând universitar, se detașează de părintele său spiritual, de la care a învățat toată această măestrie. Sigur, prin corespondență, prin lecturi, însă există o carte în care Mircea Eliade recuperează toată această, să-i spunem așa, uitare a lui, ocultare a lui Guénot, și scrie două pagini extraordinare. Nu este cazul să dezvoltăm acum. Un alt adept al doctrinei guénotiene este de nimeni altul decât cel care a scos cartea Filosofia Perennis și Homo Universalis la noi, marele nostru logician. Cam acestea pot fi spuse de către, în legătură cu René Guénot. Ce este procesul inițierii? Este un proces misterios și, sigur, greu de definit. Totuși, personal, nu sunt de acord întru totul cu definiția pe care o pronunță categoric Guénot, și anume că inițierea ar fi o transmisie a unei influențe spirituale. Este prea puțin. Mă rog, într-adevăr, putem lua lucrurile și așa, dar eu am să fac Anton Dumitriu. Anton Dumitriu este cel de-al cincilea guénotian important. O carte remarcabilă pe care recunosc că am citit-o în adolescența mea, Culturi eleate și culturi heracleitice. Da, da. În parte filozofia antică elenă în două mari grupări prin aceasta. Ca să revin la întrebarea dumneavoastră cu definiția inițierii. Inițierea în antichitate era un proces teribil de cutremurător, pentru că prin trăire directă, experiențială, îl conducea pe aspirant să trăiască stări de conștiință non-ordinară. Adică ce se întâmpla? Își dădea seama prin trăire directă că spiritul poate trăi în afara trupului. Aceasta trăia aspirantul. Și dintr-o dată, când el era un spirit eliberat, adică nu mai era în chingile materiei, în chingile trupului, înțelegea că este asemenea zeilor. De aceea, Platon vorbește despre oamenii inițiați, despre regele filozof, cum îl numea el, vorbește ca despre niște semizei. În sfârșit, este mult de discutat. Acum, eu am fost bucuros că ați stabilit această temă și, cum vă spuneam, m-am și pregătit. Vreau să vă arăt cele trei cărți guénotiene care sunt importante pentru acest subiect. Prima dintre ele este această carte Inițiere și realizare spirituală, tot în colecția Filosofia Perennis, a editurii Herald. Cea de-a doua carte, Scurtă privire asupra inițierii, cartea apărută chiar sub îngrijirea lui Guénot în 1946. Celelalte cărți, prima și ultima, sunt cărți constituite din articolele publicate de Guénot în timpul vieții. Iar aceasta este publicată în colecția Arta Regală, Francmasonerie și Companionaj, tot așa grupând articolele pe care Guénot le-a publicat în această materie. Nu putem vorbi decât din afară și foarte superficial și oarecum eronat de către inițiere dacă nu citim aceste cărți. Ele tratează subiectul din diverse puncte de vedere, diverse dimensiuni ale erorilor care se comit atunci când folosim termenul
respectiv sau când îl încercăm să-l punem în practică. Este important pentru toți cei care sunt preocupați de acest domeniu să parcurgă această literatură. Altminteri, nu prea avem ce să discutăm. Aici este teologia inițierii, în aceste trei cărți. Altele nu există în cultura română. Aceste cărți trebuie căutate, procurate și studiate cu atenție, pentru că aici sunt toate definițiile și conexiunile care se pot face în legătură cu acest subiect. Pentru că am vorbit despre procesul inițierii și pentru că noi avem o vorbă și în evenimente și în emisiunile Radio TV, am spus-o de fiecare dată că atunci când un aspirant sau un ucenic este pregătit, maestrul apare și nu ucenicul caută maestrul, ci exact invers, maestrul caută ucenicul. Ce face de fapt un aspirant ca să aibă acces la acest proces al inițierii? Și aici mă refer, leg cumva de următoarea întrebare, pe lângă maestru, pentru că nimeni pe lumea asta nu se poate iniția de unul singur, oricâte cărți ai citi, să fii doxă de carte, pentru că pe lângă partea teoretică pe care o găsești în cărți, în procesul inițierii ai nevoie, indiferent de tradiția spirituală sau calea spirituală pe care o alegi, ai nevoie și de partea practică. Și partea aceasta practică se face doar cu sprijinul, cu ajutorul unui maestru. Așa cum, de exemplu, faptul că suntem acum în Săptămâna Mare, în Săptămâna Patimilor, și mă duce cu gândul la Isihas și la rugăciunea inimii, procesul inițierii în creștinismul ortodox în Isihas se face numai cu sprijinul unui duhovnic. Așadar, pe lângă apelarea la un maestru, aspirantul în procesul inițierii are nevoie și de o organizație? Da. Oarecum ați răspuns dumneavoastră la întrebarea pe care, sau întrebările pe care, la unele dintre ele, ați răspuns deja. Într-adevăr, nimeni nu se poate autoiniția. Este exclusă autoinițierea și Ghenon, din diverse unghiuri de plonjon, revine asupra acestui subiect. Astfel că aspirantul nu are nimic de făcut decât să se manifeste așa cum este el ca persoană. Pe de altă parte, nu este un proces de o pasivitate maximă. El trebuie să se pregătească citind, lecturând aceste cărți, deși nu le va înțelege, pentru că sunt niște cărți greoaie. Ghenon are un stil foarte greu de digerat. El face o frază pe o jumătate de pagină, spre exemplu. După aceea, el oarecum vorbește în axiome. A și fost criticat că nu dă sursele bibliografice. Nu. El pur și simplu... Dar ceea ce ne spune el acolo este întru totul adevărat. Nu poate fi scos nimic din prelegerea lui, din teologia lui, cum spuneam, privind procesul inițierii. Aspirantul, întâi de toate că nu toți aspiranții, simpla dorință nu este un motiv de accedere în aceste planuri. Se spune în ortodoxie, Dumnezeu este în lume, dar lumea nu l-a cunoscut. Tot așa și cu maestru. Un maestru spiritual veritabil se învârte printre oameni și el și observă pe cei care au calitățile necesare. Trebuie să aibă un dat necesar de la Dumnezeu, acel aspirant pe care îl invocați dumneavoastră, acel aspirant generic. Tot astfel cum Michelangelo își alegea cu o deosebită grijă blocul de marmură, blocul de piatră din care îl sculpta pe David sau orice făcea el. Se învârtea foarte mult pe lângă blocul acela de piatră până când îl alegea și spunea hotărât, acesta este blocul din care voi sculpta statuia mea. Așa și maestru.
De ce? Sunt niște predispoziții naturale. Dacă intrăm puțin în, tot ați prezentat cartea cu hinduismul, acolo sunt niște trei tendințe naturale ale materiei, ale tot ceea ce este manifestare în lume, în societate, în univers. Există o tendință ascendentă, există o tendință de expansiune și există o tendință descendentă. Dacă cumva ai avut neșansa să te naști în acea tendință descendentă, nu mai poți fi inițiabil. Nu poți, pur și simplu, n-ai cum. Ar fi o pierdere de timp din partea organizației. Din păcate, aceste reguli nu mai sunt la ora actuală respectate. Există și o previziune sumbră în cărțile sapiențiale, și anume amestecul acestor tendințe în lumea modernă. Acest amestec are efecte pe toate planurile. Acum aș vrea să mă refer și eu puțin la subiectul acesta pe care l-ați deschis dumneavoastră. Suntem în Joia Mare și trebuie să înțelegem că inclusiv succesiunea sărbătorilor pascale este oarecum aranjată în așa fel încât să simbolizeze un drum către lumină. Căci inițierea nu este altceva decât o moarte urmată de o înviere. Din acest punct de vedere, mitul lui Iisus, toată legenda aceasta construită în jurul morții și învierii lui Iisus, nu este deloc original. Și Orfeu a murit pe cruce, și Osiris, sunt și alte legende care au pregătit cumva nașterea creștinismului. Creștinismul a preluat masiv din misteriile antichității. Există o carte a lui Steiner, Creștinismul ca fapt mistic, în care se explică această transformare a creștinismului. Creștinismul n-a fost întotdeauna așa. Sărbătorile de iarnă, spre exemplu, sunt niște sărbători care existau în păgânism. Mitra s-a născut tot pe 25 decembrie. Parte. Sunt multe lucruri care sunt. Sigur, creștinismul a avut șansa să devină o religie de stat prin opțiunea lui Constantin cel Mare, împăratul Constantin cel Mare. Creștinismul devine religie de imperiu și din acest moment și-a dictat regulile cu consecințe mai bune sau mai rele, dar așa s-a întâmplat. Mă opresc, am depășit cadrul întrebării. Mulțumim foarte mult, domnului profesor Vasile Zecheru, pentru aceste informații foarte utile. Dragii noștri, eu o să vă mai prezint încă o dată cărțile din colecția Filosofia Perennis despre opera marelui René Guénon. René Guénon, introducere generală în studiul doctrinelor hinduse. Vă reamintesc că cărțile le puteți găsi pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, cu reducere între 20 și 40% până pe 20 aprilie. René Guénon, simbolismul crucii, este o carte, eu am citit-o și aseară am răsfoit-o, este o carte care poate fi, pentru cei interesați, pasionați, poate fi citită în această perioadă pentru a înțelege cu adevărat simbolismul crucii. René Guénon, lumea modernă. René Guénon, metafizică și cosmologie orientală. René Guénon, autoritate spirituală și putere temporală. Am să mai adaug eu René Guénon, scrieri pentru Regnabit, celebrele sale articole, dacă nu mă înșel, 19 sau 20 de articole cuprinse în această carte. Francmasonerie și companionaj, carte publicată în colecția Arta Regală, pe care domnul profesor Vasile Zecheru ne arată la cameră. De asemenea,
carte scrisă de René Guénon, această colecție Arta Regală, al cărui coordonator este domnul profesor Vasile Zecheru. Îi mulțumim foarte mult că a fost și astăzi alături de noi. Sper să revină în cadrul rubricii Pastila de lectură. O să găsim subiecte noi și cărți noi pe care vi le recomandăm cu drag. Noi vă dorim în continuare o zi frumoasă, sărbători liniștite, sărbători luminate să aveți în continuare și nu uitați același îndemn ca de fiecare dată, să citiți și să fiți iubiți. Mulțumesc domnului Vasile Zecheru. Sărbători cu bine!